am stat azi noapte și m-am gândit, Doamne, Doamne, mă duc la fetele alea frumoase. Cum aș putea să evit salutul ăsta? Că am văzut că toată lumea se plânge că merge invitatul prin fața prezentatorilor și nicio problemă la noi. Nu poți să refuzi așa ceva. Așa zic nu, și eu. Păi cum? Ca să ajungi la Romana. Mai ales acum că e major, de ce să nu... Exact. De ce să evite? Cum te simți la 18? Foarte bine, foarte bine mă simt, dar știi de ce mă simt foarte bine? Pentru că așa mă simțeam și înainte, nu s-a schimbat nimic, deci nu e doar tabu. N-ai făcut ceva ce nu puteai să faci legal înainte? Mi-am făcut card. Bun? E o chestie, da. Mai ok. Carnet? Carnetul urmează la vară că e și bacul. Bacul nu l-am vrut, dar... Da, vine. Da, vine, că vine peste tine. Odată cu vârsta, da. Și e o prioritate. Glumă, dar mi l-am pus pe primul plan. Da, bacul și după? Unde mergi la facultate? Și după o să continui tot cu muzica, pentru că am învățat încă de mic că dacă vreau să o iau pe drumul ăsta, trebuie să studiez muzica, pentru că... Nu suport genul de oameni care vorbesc despre un domeniu fără să-l cunoască și eu niciodată nu m-am dat calificat într-un alt domeniu. Îmi place să studiez asta, o fac de 11 ani, mai am încă un an de muzică și după aia o să mai urmeze încă 6 de conservator și abia după aia să zicem că o să pot să mă consider muzician. Ești la conservator? Vorbește la noi? Da. 6 ani la noi, da, conservator? Da, da. Bă, bă! Bravo, baftă! E ceva, da. Bine e ceva. Că nu m-am dus! am studiat și instrumente, am făcut și vioara, exact ca Florin și astea sunt niște avantaje pe care le capăt în foarte mult timp de muncă. Bravo ție! Am înțeles că ai fost foarte mult plecat afară și ai cântat de 5 ori în Qatar. Exact, exact. Wow. Da, am fost în Qatar de 5 ori. Acolo am prins o prietenie, doamnelor și domnilor. De ce să ne ferim să spunem cuvântul ăsta? O prietenie ajută întotdeauna în industria asta și industria de acolo, din golf, este aproape nepopulată, putem spune. Există diferite spectacole pentru copii, educative, spectacole mall cu public larg, deschis, oameni care trec pe acolo. Și prietenul nostru de acolo, din Qatar, ne-a făcut rost de foarte multe concerte acolo și am cântat până acum un an, când am zis că iau o pauză exactă despre ce vorbeam mai devreme pentru studii. Asta poți să înveți ca lumea. Exact, exact. Și cum e publicul acolo? E diferit? E, să zicem că puțin mai închis. Puțin mai închis, adică nu se desfășoară chiar atât de rău ca la noi. Nu au distracția românilor, asta e clar. Nu se pot distra în stilul ăla. Pentru că au educație aparte. Să zicem că celor mai mici din grădinițe, din școli, așa li se interzic accesul la anumite stiluri de muzică, la anumite cuvinte în limba engleză și tot felul de chestii și se alege foarte bine repertoriul. E un pic de cenzură acolo, din păcate. Zi-mi dacă te-a ajutat sau cât te-a ajutat pe tine faptul că ai câștigat în 2013 concursul Next Star. Dumnezeule, am învățat și m-am învățat viața asta de 6 ani de când am câștigat concursul că astfel de șanse astăzi apar, mâine dispar. Și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că l-am pe tata, care din momentul în care a văzut că am câștigat concursul și lumea reacționează pozitiv, a închis tot ce înseamnă afacere ce avea el înainte. El a venit în țară aici cu Angro și el a închis tot. Avea vreo 3-4 magazine în celebrele centre de Angro și a închis tot și s-a ocupat strict de mine și a dedicat viața pentru mine și cred că asta m-a ținut în picioare până acum. Ala, ce frumos vorbește, copil, a crescut sub ochii noștri. A crescut sub ochii tăi. Ca de la bărbat la bărbat, nu vrei să-i adresezi o întrebare? Vreau să-l laud pentru că are 200.000 de abonați pe YouTube și e primit ăla de la YouTube. Am primit, L-am primit pe la 160.000, dar bine că a venit. A ajuns, l-am în cameră. Ce postezi pe YouTube acolo? Postez de toate, postez din concerte, postez din cântări, când mai stau eu prin casă fac live-uri, când mai vine câte o idee mă pun la pian, stau o oră, două pe live cu oameni, îmi place să fiu foarte apropiat de oamenii care mă urmăresc și n-am lăsat niciodată pe nimeni să vorbească în numele meu pe platformele de socializare. Deci dacă scrie un om pe Facebook, tu răspunzi acolo, da? Da. Și dacă scriu fetele? Și fetelor le răspund. Scriu fetele? Scriu. Da, e evident că scriu fetele, dar... Na, nu... Ce să zic acum, nu pot să reacționez mai apropiat decât, știi, prieten. Mai crești puțin și hai să vezi cum ce-aș putea să fac. Hai că-ți explic eu pe pauză, stai așa. Dacă pe contul ăla, nu știu, un defăimator al industriei și postează chestii ce-a făcut Omar, cum filtrează cu fete de 14 ani. Noi, asta problema, stai liniștit că la 30 o să te rogi să-ți mai scrie. Pauză ca să-i explic omului. Că poate mă invită la petrecere, da. Tu pe cât ești născut? Pe 20 octombrie. 20 octombrie, la mulți ani. Am uitat să zic la mulți ani. Mâine o să te mai sus să mai îmi zici. La mulți ani. Ești și tu drăguț.
asta zi. Tineretul, știi cum se ia la glume imediat cu ăștia mai... Prin firma am înțeles cu Florin. Da, cu ăștia mai ce? La fete trebuie să pună un story pe Instagram. Asta să... e. Da, asta e. Comune, facem să... noi un pe story. Pauză, doamne și domnilor, lasă-mă să fac anunță. M-am învățat Florin ce și cum cu Instagram-ul. Am, am deschis fetele Omar Arnăut cu doi de R la... Că R e o consoană amoroasă, da. E amoroasă? Mă rog, așa sună, am zis și eu. Eu... Arnaud. Zim despre piesă, mai avem un minut și tot ce vrei să zici în minutul ăsta. Piesa Porto Amor este o piesă pe care am scos alături de Cat Music, primul proiect pe care l-am făcut împreună. Mai urmează unul martie și să dea Dumnezeu să fie cu succes. Tot la mine pe Instagram găsiți numărul de telefon pentru booking, să vină concertele. Nu e al tău numărul ăla, nu? Să vină concertele, să am cu ce să umplu cardul ăla. Bine, baftă la Bac. Baftă la Bac dacă ne mai vedem. Și la admitere. Și da, să dea Dumnezeu. Și bagă de permisul ăla acolo, să te vedem și la volan. Să ne scoți la o tură cu mașină. Hai să-l ascultăm pe Omar pe final de emisiune cum ne cântă. Noi suntem aceea și mâine când... Am vrut să zic la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Când o să zicem că este mâine... Da, vine!